Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Ești o fire jucăușă, inteligentă și ai un simț fabulos al umorului. Probabil că în această viață ți-ai propus tinerețe fără bătrânețe și nu accepti întotdeauna că îmbătrânești. Pentru că ești foarte înțeleaptă, îți este ușor să descoperi că poți minți și poți scăpa de mincinoși foarte ușor depinde de tine cum alegi să-ți folosești inteligența. Poți fi destul de spirituală în credințele tale ca adult. Libertatea și independența sunt extrem de importante pentru tine. Ai tendința de a te scufunda într-o nouă afacere cu capul. Ești atât de dependentă de ocupația ta, încât poți să uiți totul din lume. Ești persistentă în atingerea scopurilor, ai inițiativă și curaj, te bazezi numai pe succes și dacă, din orice motiv, așteptările tale nu sunt îndeplinite, este dificil pentru tine să accepti un eșec suferit, înfrângerea pentru tine este cel mai mare rău care se poate întâmpla, ești capabilă să-i convingi pe ceilalți de corectitudinea ta și, de cele mai multe ori, recurgi la lingușire, sarcasm, tu simți bine punctele slabe ale interlocutorilor tăi și le folosești pentru a-ți atinge obiectivele. A destrat impui cerințe nerezonabile celorlalți. Ești capabilă să manifeste agresivitate, dar poți fi plăcută în comunicare. A o da impresia de om înțelept cu experiența vieții, care cunoaște totul și a experimentat multe în această viață. În ciuda faptului că îți place să filosofezi, acționezi în totdeauna extrem de practic. Cererile tale sunt mai multe decât ordine și nu accepte obieții tu trebuie să alegi o activitate individuală, în care totul va fi sub controlul tău, unde nu vei neglija valorile spirituale și standardele de decență. Poți nimici pe cineva, dar tu îți pierzi controlul foarte rar. Adesea tu pretinzi că ai capitulat, dar în realitate te retragi doar pentru a câștiga forță pentru lupta decisivă. La urma urmei, nu îți place să pierzi. Ești o persoană energică și deschisă? ceea ce te face incredibil de populară printre numeroși prieteni și cunoștințe, atât de harnică și responsabilă ca majoritatea reprezentanților semnului Capricorn, tu, spre deosebire de ei, iubești comunicarea și distracția. Sarcina Capricornului este echilibrată în tine de energia tinerască și de un minunat simț al umorului. Ești entuziastă și originală, dar dorința de a încerca totul nou, Afectează atitudinea superficială față de multe subiecte. Viața ta este determinată de o calitate foarte importantă, angajându-te în ceva, te scufânzi în munca ta chiar din primul minut până la sfârșit. Entuziasmul tău pentru aproape orice activitate pe care o întreprinzi este atât de mare încât este imposibil să îmi imaginez că poți fi distrasă, chiar numai pentru o perioadă scurtă de timp. Cu toate acestea... O asemenea dedicare îți poate crea anumite dificultăți, de exemplu, atunci când ceva nu funcționează, pur și simplu nu vrei să recunoști acest lucru. Înfrângerea pentru tine este mai gravă decât moartea. În același caz, atunci când totul merge așa cum ar trebui, tu ești cel mai fiabil angajat care poate fi găsit, tu nu te plictisești să faci chiar și cele mai simple sarcini în principal din cauza sentimentului tău inerentă de responsabilitate. Nu vei încerca niciodată să-ți asumi cât mai puține responsabilități, știi perfect că pentru a face acest lucru este pur și simplu necesar să-ți schimbi unele funcții în altele, ceea ce nu este compatibil cu principiile tale. Semnul zodiacal capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, Doruire, intenție, ascetism, diligență, claritate, spiritualitate, scrupulozitate. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este lună. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Capricornul este semnul tău zodiacal și îți oferă forță, voință și abilitatea de a nu renunța la jumătatea drumului și, în întotdeauna, prin toate mijlocele, să mergi constant până la linie de sosire. Ești o persoană extrem de entuziastă, restul lumii încetează să mai existe pentru tine atunci când ești angajat în munca ta preferată. Tu ai întotdeauna o mulțime de idei neobișnuite pe care încerci să le în realitate. Din păcate, uneori, această abordare determină o cunoaștere superficială a multor domenii de activitate, adică, în timp ce ești dependentă de o idee, stăpânești un domeniu de cunoaștere, apoi altul, al treilea și așa mai departe ad infinitum. Cele care sunt specializate în gust, vor eșua. În hobby, pari a fi obsedată și complet pierdute pentru restul vieții. Ești gata să nu mănânci sau să dormi, să te implici continuu în munca ta preferată. O astfel de obsesie poate deveni ră. Faptul este că nu știi să pierzi. Tu nu crezi în lipsa unor rezultate adecvate sau în pierdere, chiar dacă este deja evident pentru oricine altcineva. Tu poți lucra la un contract deja inutil și la un proiect, cu o încăpățânare rară, doar pentru a nu accepta faptul că e nevoie să te retragi sau că ai pierdut, poți da dovadă de o încăpățânare extremă. În același timp, ești perfect capabilă să-i convingi pe alții în nume propriu. Cei care au convenit asupra unui lucru cu tine, de regulă, le este dificil, uneori chiar imposibil, să renunțe la obligațiile lor. Tu poți să provoci o greutate insuportabilă asupra altora forțându-i să-și îndeplinească promisiunea cu orice preț. Pentru a face acest lucru, tu ești capabilă să folosești anumite metode ascunse de strângere a șuruburilor, uneori umor, sau chiar lingușire absolută, în funcție de modul în care poți să duce obiectul atenției. În ciuda acestor nuanțe, din punct de vedere al muncii, rareori poți fi blamată pentru folosirea egoistă a altora în scopuri personale. Deoarece devotamentul față de organizația sau afacerea te este total, tu nu ai nimic împotrivă să fii în linia întâi, în bătaia poștii. Poți manifesta agresivitate deschisă dacă ești provocată, dar altfel tu vei evita conflictele, te vei comporta politicos și decent în toate privințele. Experiența vieții îți dă un farmec deosebit deoarece se bazează într-adevăr nu numai pe cunoștințele dobândite din cărți și pe capacitatea de a o folosi, ci și pe o anumită cantitate de agresivitate și vitalitate. De regulă, da întotdeauna alegerea altora, să facă ceva în bune condiții sau nu, dar dacă acest ceva trebuie făcut, este imposibil să fie refuzată, datorită unor calități precum voința puternică, Perseverența și capacitatea de a convinge pe alții, în unele situații, poți fi pur și simplu insuportabilă. Perseverența ta poate determina o altercație care va crește, va interfera cu comunicarea și, cu timpul, poate duce chiar la izbucniri incontrolabile de furie de ambele părți. Trebuie remarcat faptul că, de regulă, partea opusă pierde mai întâi răbdarea. Tu te caracterizezi printr-un nivel foarte ridicat de autocontrol, care este unul dintre motivele victoriilor în majoritatea situațiilor de conflict. Este puțin probabil ca vreodată să aștepte cineva de la tine recunoașterea înfrângerii finale. Este util ca tu să alegi o profesie în care să-ți poți pune ștampila personală pe tot ceea ce faci și să combini armonios libertatea personală cu datoria în proporții rezonabile. Obiectivele spirituale nu ar trebui, de asemenea, să fie în afara sferei de aplicare a acestei ecuații sau donate în numele muncii cu orice preț. O astfel de doamnă este sinceră, prudentă, economică, ai un nivel ridicat de autocontrol, care, în anumite situații, te ajută să câștigi victorii în care ar părea imposibil să obții un rezultat pozitiv. De regulă nu-ți place să lucrezi individual. Iubești într-o măsură mai mare munca colectivă. Te dizolvi literalmente în munca ta, iar pentru a-ți păstra identitatea, este necesar să alegi acele profesii care ar putea combina libertatea personală și simțul datoriei. Cum afectează data de 2 ianuarie soartata? Concentrându-te asupra afacerilor, a muncii tale, intri complet în activitatea respectivă, iar orice interferență îți provoacă iritare acută în eventualitatea unui eșec, prefer să-l ignori, deoarece respingi categoric înfrângerea, ceea ce exclude automat acceptarea ajutorului cuiva. Ai un caracter neobișnuit și încăpățnat. În același timp, poți găsi o abordare diferită pentru fiecare persoană făcând clic pe punctele sale slabe, transformând totul într-o glumă sau lăudând cele mai bune calități, făcând-o să danseze pe melodia ta. Chiar dacă interlocutorul tău nu este capabil de o astfel de sarcina, nu te oprești, ești pe deplin capabilă să susții o conversație pe teme sublime și care arată cunoștințele tale în arta și literatură, precum și în acțiunile tale, ești întotdeauna ghidată de motive pur pragmatice și materiale. Interlocutorii tăi au de ales, să efectueze munca care le este atribuită în mod voluntar și cu facilitățile furnizate, sau forțat, fără a-și da consimțământul, rezultatul va continua să fie același, deoarece cererea de ignorare nu este posibilă. O astfel de trăsătură caracteristică ție, în combinație cu autoritatea ta indiscutabilă și caracterul puternic inflexibil, te face uneori destul de insuportabilă. Încrederea și perseverența impenetrabilă, învecinate cu invazia, pot duce la o reacție negativă a interlocutorului, care acumulate, pot provoca o explozie de emoții incontrolabile și începutul ostilităților de ambele părți, în plus, adversarul își pierde controlul asupra ta, ai o voință de fier care îți permite să controlezi toate situațiile. Această calitate, care te-a ajutat să supraviețuiești în trecutul tău din altă viață, îți asigură victoria în lumea civilizată. Chiar și în situații aparent fără speranță, cu un rezultat nefericit poți găsi cele mai complexe soluții. Nu este de dorit să lucrezi într-o echipă. Tu ai nevoie de libertate și de independență în luarea deciziilor. Ai nevoie de capacitatea de a-ți adapta programul de lucru în funcție de propriile interese și de viața personală. În același timp, nu trebuie să uiți de valorile spirituale. Absența acestora poate duce la o degradare completă a personalității tale, dragoste și compatibilitate. Tin să împingi dragostea în fundal, preferând munca, îți vei prețui mereu partenerul, îi vei fi credincioasă, vei împărtăși bucuriile, durerile și necazurile, precum și părerile despre viața partenerului tău, ești un om cu un alte principii morale, stabil și de încredere. Ar trebui să te concentrezi pe găsirea sortitului tău printre acei oameni născuți sub semnele, bești, scorpion și fecioară. Ai opțiuni bune pentru a construi o familie fericită cu vărsător, taur și capricorn, cu care ai șanse bune pentru o căsătorie de succes, deși va trebui să vă obișnuiți unul cu celălalt. Nu ai niciun fel de opțiuni cu berbecul, leul, săgetătorul. Deoarece trăiesc pe orbite diferite, iar cu balanța și racul, va fi imediat o neînțelegere și dezacord asupra diferitelor probleme, locuri de muncă și carieră, ești perfect capabilă să manipulezi și să subordonezi voința celorlalți, dacă le promiți ceva, va trebui să-ți păstrezi cuvântul dat, pentru a-ți atinge scopul vei folosi toate mijloacele de convingere, ironie, lingușire, presiune. În același timp, nu adaptezi cerințele tale la schimbarea circunstanțelor, cu alte cuvinte, nu ești suficient de flexibilă, nu cunoști indulgența și dragostea pentru cei din apropierea ta, cu toate acestea, principiile stricte nu îți permit să folosești această trăsătură a caracterului tău în scopuri personale, astfel încât nimeni nu se teme de abuz de poziție din partea ta. Binecuvântarea firmei și a afacerii este cel mai important lucru pentru tine. În general, nu intri în conflict, dar ești capabilă să răspunzi la provocări și să te ridici pentru tine însăți, dacă este necesar. Ești practică, ai o experiență bogată de viață, adesea destul de interesantă, dar și concepții filozofice. Câteodată, încăpățânarea și dorința de a-ți impune voința tuturor, te face neplăcută, poți fi prea intruzivă, lovind sufletul interlocutorului cu scopul de a face ceva, ceea ce uneori se poate termina în scandal. Nervii tăi pot te șua, dar, cel mai des, ce e victimelor tale, aproape întotdeauna apari victorioasă în conflicte datorită faptului că te controlezi bine și calculezi fiecare pas, ești expert în tactici, te poți preface că te predai dar tu aduni puteri și mergi din nou în ofensivă, aproape niciodată nu renunți. Sănătate și boli, ești relativ rezonabilă în atitudinea față de sănătatea ta și organizezi vizite regulate la medicul dentist și terapeut, cu toate acestea, adesea îți sacrifici sănătatea și bunăstarea pentru muncă, prin urmare, este important încă din copilărie să fii încurajată spre nevoia de hrană regulată, Somn sănătos și igiene personală riguroasă. Exercițiile, inclusiv competiția și sportul de echipă, sunt binevenite pentru tine. Trebuie să fii atentă la probleme cu alergii și boli de piele. Alergiile și bolile pielii sunt cele mai probabile boli pentru tine. Adevărat, poți uita, fiind concentrată pe muncă, destinul și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât întăresc toate proprietățile naturii negative. În această zi, s-au născut oameni agresivi, ambițioși, cu un caracter nesportiv. Ei sunt independenți, au mereu propria lor părere, le place să argumenteze, să și dovedească corectitudinea, chiar și în acest caz. Ei înșiși înțeleg că ei greșesc, nu recunosc niciodată că fac o greșeală. În ciuda faptului că natura te-a înzestrat cu diverse talente, nu te poți realiza pe deplin, pentru că nu știi cum să te întâlnești cu oamenii. În orice afacere, în orice echipă întotdeauna îți faci inamici și creezi invidie. În jurul tău pot fi trici constante, batjocoritoare, bârfe. Oamenilor nu le place întotdeauna să comunice cu tine și de multe ori pot să te evite, prin urmare. Nu poți realiza multe din planurile tale. Sfaturi pentru tine. Ce calități ar trebui dezvoltate în tine înseți? În primul rând, trebuie să înveți să apreciezi propriile interese personale, să încerci să nu le încalci în numele afacerilor firmei sau a locului de muncă. Poți alege să lucrezi cu un grad suficient de autoexprimare și libertate creativă pentru a permite personalității tale să lase urme pe tot ceea ce faci în această viață. Astfel, îndatoririle și interesele personale nu se vor opune reciproc. De asemenea, nu uita de spiritualitate și de aspirațiile cele mai înalte ale sufletului omenesc. Munca și viața personală nu ar trebui să elimine complet spiritualul. Nu aștepta de la toată lumea aceeași dedicare pentru muncă pe care o demonstrezi tu. Recunoaște și respectă diferența dintre oameni. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică, nu-ți plac surprizele, în te ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubește monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.